Salut, eu sunt Dragoș Chiopu, sunt antreprenor, investitor și strict strategist, iar acest material se adresează cititorilor Observatorul Prahovean. Mi s-a propus de către cei de la Observatorul să discutați de un pic despre investiții, despre cum să faci bani, cum să pui banii să muncească pentru tine, un pic de educație financiară și m-am tot gândit cum să abordez subiectul ăsta, pentru că e un subiect foarte amplu, foarte amplu. Am un canal dedicat pe YouTube în care discut fix pe tema asta, adică nu e ceva ce să poți să spui în 3-4 minute, dar cumva m-am gândit să vă provoc să faceți un lucru pe care l-am făcut și eu în urmă cu câteva luni de zile și care deja mi-au arătat niște rezultate, și anume să economisiți 10 lei pe zi. Ca să fac asta, la mine a fost foarte simplu. Sunt un mare fan și consumator a unei anumite băuturi de suc de carbogazoase. Am anunțat să mai beau acei 2 litri jumate pe zi și cumva am reușit ca banii respectiv, 10 lei pe zi, să economisesc. Și, bineînțeles, la scurt timp după ce am început să economisesc, am început să și investesc banii respectiv, să îi pun să se mulțească, ca să zic așa. Aici mi-a comentat un urmăritor al canalului cum că dacă economisezi 10 lei pe zi, nu o să ajungi foarte departe, în sensul că trebuie vreo 47 de ani de economii ca să ajungi la o economie substanțială și la niște investiții pasive substanțiale. Știu că trendul este să, ca toată lumea, după mai ales pe canalele de YouTube, să povestească despre cum să ții un Ferrari, cum să ajungi milionar, cum să ajungi tu ce. Din păcate, în realitatea e alta, mulți vând vise și nu vând realitatea. E mai greu să vinzi realitatea pentru că e un pic mai dificil să faci toate lucrurile astea. Dar cumva, dacă reușiți să faceți obicei, să vă formați obiceiul ăsta de a economisi 10 lei pe zi, vă garantez eu că în maxim 6 luni de zile, în maxim un an de zile, veți vedea diferențe. De ce spun asta? Fac o paralelă cu mersul la sală, să zic că eu vreau să slăbesc și merg la sală ca să slăbesc. Bun, și dacă cineva îmi va spune de mâine că asta slăbesc, să ajung campion la fine, să ajung să, nu știu, să alerg, să particip la maratoane, să fiu super, 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 așa, și îmi va spune că pentru asta trebuie să merg la sală 5 ore pe zi, voi zice că nu mai trebuie niciun maraton, nu mai trebuie să slăbesc, nu mai trebuie nici să fiu eu super, super bine, că să arăt super bine, nici sănătate, că 5 ore la sală pe zi, nu o să fac chestia asta. Bun, dacă cineva mi-ar propune să zic, hai să alergăm sâmbătă în parc o jumătate de oră, probabil m-ar convinge. Și probabil dacă văd că îmi place și că văd, încep să văd rezultate, adică încep să văd că au scăzut niște kilograme și astea, voi zice, hai că vreau ca sâmbătă viitoare să alerg o oră, nu doar jumătate de oră. Hai că vreau să alerg 2 ore, hai că vreau să alerg și marțea și miercurea 2 ore. Cam așa și cu ăștia 10 lei pe zi pe care vi propun eu să economisiți. Da, într-adevăr, dacă economisezi 10 lei de zi toată viața, nu o să faceți nimica. Dar în cazul meu, în cazul meu obiectivul era foarte clar, era vorba de 3.000 de lei pe care să investesc la bursă. Era pragul de intrare pe un anumit site de bursă. Ei bine, în momentul în care am ajuns la 2.000 de lei economie, am făcut ce am făcut și am mai făcut rost de 1.000 de lei, de 3.000 ca să intru. Adică în momentul în care vedeți că încep să apară rezultatele, vrei mai mult. Adică în momentul în care vezi că ai pus 10 lei deoparte 5 luni, 6 luni de zile și că ai reușit chestia asta zi de zi, da? O să zici, ok, hai să văd dacă pot să pun 15 lei deoparte, hai să văd dacă pun 20 de lei deoparte. Practic îți formezi un obicei sănătos, astfel încât să poți mai târziu să culegi roadele acestei economii. De ce vorbesc eu despre economii și nu despre investiții mai mult? Pentru că e primul pas necesar pe care trebuie să-l faceți atunci când vorbim de educație financiară. Degeaba citiți cărți, degeaba citiți o groază de teorie, degeaba știți voi niște indicatori la bursă și astea, dacă nu reușiți să puneți bani deoparte. Acei primi bani puși deoparte vor fi baza la ceea ce veți construi ulterior legat de investiții, legat de sănătatea voastră financiară și legat de ceea ce numești mulți dintre voi a fi un om bogat sau a fi un om sănătos, cum mai zic eu, sănătos din punct de vedere financiar. Cam ăsta e sfatul meu pentru astăzi. Încercați să economisiți, încercați să vă formați un obicei în a economisi bani și apoi pe parcurs veți vedea singur seama dacă sunteți interesați să investiți la bursă, dacă sunteți interesați să investiți în imobiliare. Sunt foarte multe lucruri în care puteți investi, fonduri mutuale, un plan de pensii privat, sunt firme care se ocupă de chestia asta în locul tău și ai un câștig mai mic, dar e mai sigur pentru că se ocupă de niște profesioniști. Sunt N lucruri în care puteți să investiți, dar înainte de investiții, primul pas, repet, este ăsta de a economisi și de a economisi cumva constant. Nu facem acum un efort, economisim niște bani și după aia gata. Nu, este la fel ca și la
paralela care am făcut-o cu sănătatea, alergi în fiecare zi o jumătate de oră, o oră și în timp se văd rezultate, cam așa. Bun, vă mulțumesc că m-ați urmărit și citiți mai departe și în articolul pe care, interviul pe care l-am dat pentru Observatorul Prahovean. Vă mulțumesc!